Bună seara și bine ați venit la Sala Eforie Jean Georgescu a Cinematecii Române. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în această seară specială pentru Arhiva Națională de Filme a României. Este o seară specială deoarece Arhiva Națională de Filme Cinemateca Română a fost înființată ca Arhiva Națională de Filme Cinematografice, organism în subordinea Ministerului Învățământului și Culturii, într-o zi de 4 iulie, acum exact 6 decenii. Prima diplomă de excelență a Arhivei Naționale de Filme se acordă pentru activitatea meritorie în cadrul ANF și pentru contribuțiile importante în istoria filmului, doamnei Cristina Corciovescu, critic de film, care, printre numeroase altele, a desfășurat o amplă activitate între 68 și 87 la ANF în domeniul arhivisticii și documentării cinematografice, ca redactor responsabil al reputatului caiet de documentare cinematografică și al seriei Bibliografia Cinematografică Internațională. Bună seara! Bună seara! Este un moment plăcut și în același timp un moment emoționant, pentru că în ANF au existat oameni extraordinari, care astăzi nu mai sunt, poate sunt, undeva aici cu noi, nu știu. Mă gândesc la Dumitru Fernoaga, la Mihai Toru, la Irina Coroiu, la Aurora Bancaldi, Lelia Purex, Stella Chintescu, oameni, poate mulți dintre dumneavoastră nici n-au auzit despre ei, pentru că munca de arhivă nu este o muncă spectaculoasă care să te umple de glorie, este o muncă aproape de anonimat, care se face cu pasiune. Sunt oameni pe care eu i-am găsit în arhivă în momentul în care am intrat, în 1968, și care m-au învățat ceea ce am învățat de-a lungul timpului despre munca de arhivă, despre munca de documentare și faptul că sunt critic de film, nu cred că este foarte important pentru arhivă, pentru că arhiva nu este o pepinieră de critici, ci este un creuzet în care se forjează oameni dedicați filmului, conservării, catalogării, tuturor lucrurilor care aici au fost citate. Sigur că mi-ar fi fost foarte drag astăzi să le găsesc aici pe colegele mele care sunt undeva în București, fie că e vorba de Silvia Borcan, de Dorin Ațescu, nu știu dacă a apărut, era invitată, Geta Davidescu, Elvira Tănase, fete care au lucrat din greu și cu mare pasiune, pentru că, repet, munca de arhivă implică foarte multă pasiune. Vă mulțumesc! A doua diplomă de excelență Arhivei Naționale de Filme este acordată doamnei Dana Duma, profesor universitar doctor în cadrul Departamentului Scenaristică, studii de teoria filmului al Facultății de Film din UNATC, critic de film care, ca redactor în perioada 74-79 și ca editor senior în perioada 2010-2015, precum și ca prezentator al programului Cinemateca Liceenilor între 2012-2014, a adus o importantă contribuție la dezvoltarea educației și culturii cinematografice din România. O așteptăm pe scenă, dacă este în sală. Da, e un loc în care eu vin destul de des în ultimul timp, așa că nu ar trebui să fiu emoționată, dar evident că sunt, pentru că, așa cum zice, motivația sunt mulți ani pe care i-am petrecut în arhivă și în această sală. Ce pot să spun? Decât că mi-aș dori ca această sală să redevină un loc extrem de atractiv, un loc la care să se facă coadă și să se bată lumea să intre să vadă filmele, un loc la fel de atractiv ca pentru eroii din filmul lui Bertolucci, The Dreamers. Ultima, dar nu și cea din urmă, diplomă de excelență a Arhivei Naționale de Film mi se acordă doamnei Aura Buran, critic de film, care a desfășurat o îndelungă activitate între 61 și 93, fiind pe rând documentarist, redactor, șef al serviciilor de documentare și catalogare și șef de redacție, precum și membru în Comisia de Documentare a Federației Internaționale a Arhivelor de Film. Mă
verificat, mă scuzați, dar să nu se întâmple ca La La Land și alte titluri anunțate greșit. Am rămas acolo 30 și unul de ani. Asta este cu bune curele, cu sculptorii inerenți, știți, cei care dau în tine așa și te mușcă, te încearcă să te modifice, dar tu reziști și se zice că ești mai întărit de chestia asta, cu satisfacție, cu nesatisfacție, cu de toate. Îmi pare... Într-adevăr, au fost în arhivă câțiva oameni de mare preț și regret profund pierderea și a lui Dumitru Fernandă și a lui Mihai Toru. În sfârșit. Acum, la alte vremuri, alți oameni, sper să vină însă secția de filmologie, teatrologie sau cum se cheamă ea acum, să trimată oameni valabili în continuare. Trecem la diplomele de onoare a Arhivei Naționale de Film. Prima diplomă de onoare se acordă doamnei Cornelia Tălângă, angajată a ANF din 77, șef birou acces colecții, cu recunoștință pentru devotamentul și profesionalismul aduse instituției noastre. Vă așteptăm sus pe scenă. Bună seara! Bună seara, dragii mei! Sunt atât de emoționată. Au vorbit înaintea mea trei doamne pe care le iubesc. Am reținut de la doamna Corciovescu că Arhiva Națională de Filme a fost un creuzet. M-am integrat, am înțeles că trebuie foarte multă seriozitate, dublată de o modestie. Doamna Aura m-a fermecat pentru că mi-am amintit istorioara când 61 a venit la arhivă. Pe absolut toți de aici vă respect. Pentru un moment m-am simțit în anii 70, când au vorbit colegele mele. Și ce să vă spun, nu mai e nimic de adăugat, decât că sunt un om foarte, foarte emoționat și fericit. Și ce să spunem, că arhiva o să trăiască probabil cât va fi Tera. Cea de-a doua diplomă de onoare a Arhivei Naționale de Filme se acordă, iată, în sfârșit, domnului Ștefan Vârban, angajat al ANF din 79, maestru în cadrul serviciului atelier mecanic. Ce aș vrea să vă mai spun și eu față de doamnele care au vorbit în fața mea? Am și eu emoții ca și colegile mele și scurt să ne vedem la centenar. Se acordă diploma de onoare a Arhivei Naționale de Filme doamnei Niculina Sandu, controlor film, angajată ANF din 79. Bună seara! Le mulțumesc foarte mult, doamnelor. Eram o tânără de 20 de ani când eu m-am angajat la Arhiva Națională de Filme. Am dintre toți cei care lucrează acum, Cornelia Tălângă era deja angajată și da, și vreau să spun că eram așa de tinere și de emoționate, sorbeam fiecare cuvânt, stilul vestimentar, comportamentul acelor doamne premergătoare, adică înaintea noastră, sunt foarte emoționat. Și ce să vă spun, mai am 2 ani și ies la pensie, am îmbătrânit în Arhiva Națională de Filme și ne vom da străduința ca să rămână și să tăime cu angajații noștri. Următoarea diplomă de onoare Arhivei Naționale de Filme se acordă doamnei Florica Sima, șef atelier control firmă angajată ANF din anii 80. La mulți ani, Arhiva! Să trăim, să fim sănătoși cu toții și să ne întâlnim la 70 de ani. Mulțumesc pentru că ultima diplomă de onoare, dar nu cea din urmă, se acordă doamnei Ileana Bratu, controlor film angajată ANF din 84. La
La mulți ani, Arhiva, din tot sufletul vă doresc și atât, nu, am emoții, nu pot să mă gândesc.